Bine v-am regăsit, sper că sunteți pregătiți pentru o nouă întrebare, dar să revedem întâi, așa cum facem de obicei, întrebarea la care voi da răspunsul azi. Doi prieteni s-au întâlnit pe stradă și a avut loc următorul dialog. Cum a fost în concediu? Am auzit că ai fost la mare. A fost foarte bine, deși în 13 zile a plouat. Păi atunci n-a fost prea bine, a plouat cam mult. Dacă ne luăm după numărul zilelor în care a plouat, așa pare, dar partea bună a fost că ploile au fost sau înainte de masă sau după masă, iar în restul zilei a fost timp frumos. Așa că în zilele cu ploaie am avut fie dimineața, fie după masă, timp frumos. Și cum ți-ai petrecut timpul? În funcție de vreme. În zilele în care n-a plouat, m-am dus la plajă atât înainte de masă, cât și după masă. Biletul de plajă era 20 de lei dimineața și 10 lei după masă. Iar când a plouat, m-am dus la plajă doar dimineața sau doar după masă, după cum mi-a permis vremea. Ai cheltuit mult cu plaja? Nu. Știu că am plătit 220 de lei pe biletele de dimineață și că în total am cheltuit cu plaja 340 de lei. Folosindu-vă de informațiile din dialog, puteți spune câte zile a stat la mare cel care a fost în concediu? Așa cum v-am prevenit, răspunsul se poate găsi doar dacă ne folosim atenția pentru a selecta din dialog toată informația de care avem nevoie. Întâi, știind că plaja de dimineață costă 20 de lei și că în total s-au cheltuit 220 de lei cu plajele de dimineață, rezultă că au fost în total 11 zile cu timp frumos dimineață. Apoi, deoarece cheltuiala totală cu plaja a fost de 340 de lei, rezultă că 340 minus 220, adică 120 de lei, s-au cheltuit cu plaja de după masă. Și deoarece plaja de după masă costă 10 lei pe zi, rezultă că au fost în total 12 zile cu timp frumos după masă. Dar asta înseamnă că zilele în care a plouat dimineață au fost mai multe cu una decât cele în care a plouat după masă. O informație foarte importantă, deoarece următoarea informație de care avem nevoie este că a plouat în total în 13 zile. Și dacă a plouat în 13 zile, iar zilele în care a plouat dimineață au fost mai multe cu una decât cele în care a plouat după masă, înseamnă că în 7 zile a plouat dimineața și în 6 zile a plouat după masă, așa cum vedeți în acest desen în care roșu înseamnă timp frumos, iar albastru ploaie. Dar noi știm că au fost în total 11 zile cu timp frumos dimineața, din care 6 zile au fost cele în care a plouat după masă. Înseamnă că au mai fost și 11 minus 6, adică 5 zile în care n-a plouat deloc. Deci au fost 6 zile în care a plouat după masă, 7 zile în care a plouat dimineață și 5 zile în care n-a plouat. În total, 18 zile. Bineînțeles că rezolvarea este mai rapidă și mai simplă cu ajutorul ecuațiilor. De pildă, putem nota cu X zilele în care a plouat dimineața, cu Y zilele în care a plouat după masă și cu Z zilele în care n-a plouat. Și atunci avem ecuațiile pe care le vedeți, și anume X plus Y egal cu 13, numărul total de zile cu ploaie, X plus Z egal cu 12, numărul de zile cu timp frumos după masă, și Y plus Z egal cu 11, numărul de zile cu timp frumos dimineața. Iar rezolvarea sistemului ne dă, bineînțeles, același rezultat, și anume X egal cu 7, Y egal cu 6 și Z egal cu 5. Și asta înseamnă că X plus Y plus Z este egal cu 18, au fost în total 18 zile de concediu.
întrebarea de azi. De fapt, vor fi două întrebări, dar după cum veți vedea, ele sunt variante ale aceleiași probleme. Presupuneți că avem o balanță și un set de mase marcate diferite, fiecare fiind un multiplu întreg al gramului. Deci putem avea 5 grame, 10 grame, 2 grame, dar nu putem avea 4,5 grame sau 7,3 grame și așa mai departe. Deci toate masele au un număr întreg de grame. Nu știm câte sunt, dar așa cum am spus, sunt diferite. Nu există în set două mase identice. Și vreau ca acest set de mase marcate să satisfacă următoarea condiție. Dacă punem oricare două mase marcate pe un taler, deci oricare, dar obligatoriu două, trebuie să putem echilibra balanța cu una sau mai multe mase marcate dintre cele care au rămas, cu câte vrem, dar să putem echilibra cele două pe care le-am pus inițial pe balanță. Și acum întrebarea, care este numărul minim de mase marcate din set pentru ca acesta să satisfacă condiția pe care v-am prezentat-o? Iar a doua întrebare, după cum v-am spus, o variantă a primei, este următoarea. Care este numărul minim de mase marcate din set dacă vrem să putem echilibra oricare trei mase puse pe un taler cu una sau mai multe dintre masele care au rămas? Vă urez ca de obicei succes pe săptămâna viitoare!